Bună de dimineață, dragilor, și haideți și astăzi cu mine în aventură. Am pornit în căutarea hribilor, să vedem dacă se mai fac, ce a mai rămas necules, dacă mai sunt și unde sunt. Să-i căutăm tot aici, în pădurea de foioase, căci toamna asta aici au vrut ei să se facă, aici au poposit, a fost raiul lor. Cred că încă mai este, poate o zi, două, trei, știu. Să vedem un pic, poate plouă zilele astea, astăzi e dat un pic cu ploaie. Și dacă va ploua un pic, poate îi mai motivează să se facă, pentru că e din ce în ce mai uscat în pădure. Da. Și dacă vrei, hai și astăzi cu mine, că uite, pădurea ne așteaptă, uite cât e de mare. Hai să vedem ce mai este, da? Și tu în acest moment, în timp ce te uiți la clip, apasă butonelul ăla de like, de jos, abonează-te, distribuie să vadă și prietenii tăi și uite așa clipul va fi vizionat de cât mai multă lume și hai să nu lungim la vorbă, hai să pornim în aventură. Go! Și uite unul frumușel așa. De dimineață vrea să mă salut eu. Îmi place ideea. Îmi plac primirile astea. Ia uite cât de frumos e și sănătos aici. Asta e mic, nu leu. Și nu e nici hrib. Da, hai să mai mă uit, poate mai văd ceva. Să-i localizăm. Căci mai sunt, încă se fac. Încetul cu încetul, oricum e spre final. Deja e și mai rece, din ce în ce mai rece seara. Ziua e un pic mai caldă, seara e rece. Astăzi e dat un pic de ploaie. Poate dacă plouă se mai motiveze un pic, că a început iar să se usuce în pădure. Da, hai să-i căutăm și vă arăt ce mai găsesc. Avem unul frumos el aici. Uite-le! Să ne uităm cu atenție, poate mai sunt și alții. E din ce în ce mai greu cu ei. Sunt din ce în ce mai puțini. Dar încă mai sunt. Dacă îi căutăm cu atenție, mai găsim. Da. Hai să mă uit cu atenție aici și cum găsesc ceva, o să vă arăt și vouă. Vrea să iasă și soarele, va fi mai călduț pentru ei și se vor face. Acum mai mult ziua se fac decât noaptea, că noaptea e prea rece pentru ei. Da, hai să ne uităm cu atenție aici. Avem unul frumos aici. Să ne uităm cu atenție. Poate mai găsim vreunul. Îți mai greu de acum ne găsi că îți răruți. Se fac la distanțe mari. A, și tot fost. S-a cărat de aici două săptămâni la rând, zi de zi. Toată lumea.
A fost pentru toată lumea. Încă mai sunt. Le crescut, nu mai crescut. E prea rece seara. Pică frunza din copac. De la o zi la alta, situația tot e alta. Altfel de peisajul. Se vede clar. Doamna a intrat în drepturi. Bine, bine. De acum timpul e spre răcire. Suntem în partea a doua al unei octombrie, la cine putem aștepta. Da, da, hai să fim atenți că cu siguranță mai găsim ceva. Câte unul, câte unul și tot ne bucurăm. Uite unul frumos și sănătos. Și mare creștere la aici. Ce mai? Unde a bătut soarele? Și zona așa mai de coastă. A fost mai călduț. Acolo s-au făcut ei. Unde? E mai rece? Nu mai. Oricum pământul e rece, îl simte rece așa la picioare și e și normal ca ei să nu se mai dezvolte așa bine. Oricum îți rezistență ăștia la frig, dar seara, noaptea se lasă rece, rece tare, dimineața în special e rece tare. Te-am pus mâna pe să fie rece, e rece parcă sucul l-am scos de acum de la frigider. Da, hai să fiu atent aici, că trebuie să mai fie și alții. Numai că trebuie să-i observ și să-i localizez mai greu. Dar cum dau de ei, cum vi arăt. Da, trebuie să fie. Așa, încetul cu încetul, dacă îi căutăm, îi găsim. Avem aici unul frumos. Creșterele s-o prinde foze. Boletus aereus. Ăștia de stejar. Pădurile de foioase. Stejar, calpen, ulm. Fag. Cam astea sunt la noi aici. Da, hai să mă fie cu atenție că sunt prea greu de observat. Început de el să pice și frunza și se așează strat nou și acoperă. E mai greu de localizat, dar dacă ești cu atenție, să fii atent și să o localizezi, ai mai găsești. Da, mai rămân că n-ai cum să vezi tot și nici nu ai să vezi tot niciodată. Asta e natura. Dar am schimbat poziția, v-am spus, ca să ai altă vizibilitate asupra lor și te uiți cu atenție și dacă îi găsești, ai norocul să-i găsești bine, dacă nu va rămâne și îl va găsi altcineva după tine. Și tot e bine. Dacă nu va rămâne acolo. Cum de crezi că nu prea mai cresc ei acum, că nu mai au timpul. E noaptea rece tare. Ziua se mai încălzește un pic. Astăzi e dat un pic cu ploaie. Poate, poate, să-i mai motiveze un pic. Și dacă va ploua, nu va fi așa rece. Da, hai să vedem ce mai găsim și vi arăt. Și avem unul frumos care în față. Ăsta, da. Ăsta e hip de poveste.
ce... Așa, mă, băiatule, măi. Mă, băiatule, mă. Mă, băiatule, mă. Ia uite-l cât de frumos creștea el aici. E frumos e asta. Veste, poveste. Și a strip de așa super frumos. Schimbat un pic locația. Să văd și pe aici și tot așa mai răruț, dar sunt. Da. Hai să fiu atent și poate găsesc și pe el și vi arăt. Ăsta aici cum creștea ea. Lipit de rădăcină. Cum se adaptează ei în natură. Da. Hai să mă uit cu atenție aici că îi găsesc pe elanții. Cu atenție, cu atenție și cu calm, așa, frumos, ca la o plimbare, îi găsim. Dacă știi să cauți și unde să cauți, îi mai găsești. Acum, chiar depinde de orientare și de experiența ta. Acum e cel mai bun test, să vezi dacă poți și știi să-i cauți. Da, hai să mergem după ei. Un exemplar frumos aici. Asta e de poveste și asta e de basmă. A, uite-l cât e de frumos. Negri de la copșa mică. Ce frumos. Da. Cu siguranță trebuie să mai fie și alții prin zona. Mă, dar rece. Când pui mâna pe ei, parcă spui că pui mâna pe gheață. Așa de rece. Da, ei vor crește ziua acum, clar că nu e cald. Când dă soarele. Da, hai să fim atenți. Să mai localizăm și alții și vi arăt. Este una aici. Pe care nu o să-l iau. Că e mic. Și îl las să crească. Mai în lateralul lui, la dreapta, mai e unul și mai mic. O să-l las și pe ăsta să crească. Haide, o să ia la fel. Nu? Și hai să-i lăsăm, să se facă mari. Dacă îi găsesc tura viitoare că mai vine bine, dacă nu cine îi găsește, se va bucura de ei, pentru că vor mai crește. Asta vreau să mă întâlnesc și după amiază. Se vor mai ridica. Și atunci vor arată mai bine, mai mulți. Da. Hai să
Hai să mă uit atent. Și cu siguranță mă găsesc și alții. Că sunt. Mai avem aici unul frumos. Hai să ne uităm cu atenție. Prin preajma mai, că poate mai sunt și alții. Bă, dar aici, când pun mâna pe ei, parcă pun mâna pe un strai de gheață. Da? Asta e. Cu vremea nu te pui. Da. Hai să vedem dacă mai scunde ceva locul ăsta. Potențial are, nu îl ajută la temperatura. Dar continuăm. Și mai avem un frumos aici. Hai să ne mai uităm cu atenție, poate mai găsim ceva. Una frumoasă aici. Deci nu mai stau în pământ, ei săraci, de frig. Ies repede afară. Da. Hai să mă uit cu atenție, poate mai văd și alții. Recetare solul. Pur și simplu. Ca singur la pământ, îi doboară frigul. Da, hai să vedem ce mai e prin zona asta și vă arăt și vă. Unul frumos aici. Din ce în ce mai rar pe frigul ăsta. E săracea. Vor să se mai facă, dacă i-ar ajuta un pic căldura. Ar mai ieși. N-avem ce face că ne apropiem așa încet încet spre iarnă și se răcesc temperaturile. Încă e bine, numai că nu sunt temperaturile pentru ei. Temperaturile bune, sunt acceptabile așa pentru noi, dar nu sunt chiar ok pentru ei. Dar na, ce să facem? Natura își urmează ciclul. Da, hai să fiu atent să văd, poate mai găsesc ceva pe aici și vi-o arăt. Și am găsit unul frumos ăla aici. Din ce în ce mai rar. Face rece e și ăsta. Rece, rece. E sărace, ar crește, dar nu îi ajută căldura. O să mă uit mai cu atenție aici. Poate mai se ivește unul. Așa rătăcit. Câte un zgribulit de frig.
uite-te un ribuleț înghețat, săracu. Da. Hai să fim atenți, poate, poate mai găsim. Cine știe. Mai avem unul aici. Greluți, mă, greluți. Să mă uit cu atenție, poate. Mai o fi câte unul rătăcit așa. Ce să-i fac? Ne adaptăm și noi după situație. Da. Iată unul aici. Dar nu o să-l iau că e mic. Și-l las să crească. Uite-o. Lasă că ea se poate, dacă va fi mai căluț astăzi, mâine, se va face, va crește, va găsi altcineva. Da, hai să ne uităm să vedem ce mai găsim și vă arăt și vouă. Bine, bine că am înflat. Mare și frumos crește el aici. Răstăriș se face. Da. Hai să mă uit cu atenție, poate mai găsesc. Am schimbat locația. Mai pedeal un pic. E mai cald un pic. Și poate aici se fac. Hai să-i căutăm. Avem aici unul frumos tare. Ia uite! Uite cum crește el așa frumos! Măi frumusețe, măi! Măi frumusețe, mă! Da, unde e mai cald? Se fac așa. Da. Hai să fiu atent și aici. Poate mai găsesc. Trebuie să fie, numai trebuie să-i căutăm cu atenție. Ce mai cald un pic, că e mai ridicată temperatura în zona asta și uite că aici au alte condiții. Hai să vedem ce mai găsim.